Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Președintele Ivancea pledează pentru facilitarea accesului la fondurile europene pentru Republica Moldova. Prefectul Bacăului, Lucian Bogdanel, a luat în vizor centrele rezidențiale de persoane vârstnice. Dofteana, un nou proiect de asfaltare este la un pas de a fi finalizat. Președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, a anunțat rezultatele unei întâlniri de lucru cu reprezentanții ai administrației locale, conducători de instituții și oameni de afaceri din Republica Moldova, cu scopul de a identifica modalități concrete de sporire a absorției fondurilor europene în această țară. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Intercomunitare, ADIE Euronest Iași, și Institutul pentru Dezvoltarea Expertizei și Proiectelor și a fost o oportunitate de a analiza implementarea investițiilor din fondurile europene în perioada 2020-2023, dar și despre a discuta despre perspectivele concrete de finalizare a proiectelor eligibile. Mai multe detalii în minutele următoare. Investițiile în principal înainte de 2020, inclusiv 2021-2022, care s-au finalizat atât în 2020 cât și în 2021, se axează pe de-o parte pe infrastructură spitalicească, și aici mă refer la heliport, mă refer la ambulatoriu din fonduri atrase de către Consiliul Județean. S-a finalizat anul trecut heliportul și o să vedeți o parte dintre noastre care vor merge în Spitalul Județean, veți vedea un heliport extrem de modern, acreditat, și care deja, dacă nu mă înșel, este la a 45-a, 50-a intervenție, în ciuda intervenției de salvare de vieți. În ciuda, să zic așa, a cărcotașilor de serviciu, care puneau problema, dom'le, cine mai trebuie heliport, ținând cont de faptul că avem aeroport. Totuși, un minut sau jumătate de minut contează. Și s-a și văzut utilitatea acestuia, mai mult decât atât, studiul de fezabilitate și raportul de oportunitate a arătat cât de util este această investiție pentru Spitalul Județean din Bacău. Pe de altă parte, o să vedeți și ambulatorul, dotări noi. Am să rog colegii din Spitalul Județean, îl avem aici în sală pe domnul președinte al Consiliului de Administrație a Spitalului Județean, domnul președinte Nedef, care va ruga, dacă doriți, haideți pe scenă, faceți parte din... Dânsul este și președintele Senatului și Universității din Bacău. Un om pe care mă bazez și prin experiența profesională pe care o are și prin faptul că țin foarte mult ca universitatea să fie cât mai aproape de Consiliul Județean și de instituțiile pe care le are în subordine, inclusiv Spitalul Județean din Bacău. De asemenea, îl salut pe domnul rector al Universității din Bacău. Vă rog, aveți locul lângă noi. De asemenea, Universitatea este un campion de atragere de fonduri europene și ne mândrim cu asta. Aș vrea să continui prezentarea pe aeroportul din Bacău. Aeroportul din Bacău, care este unul dintre cele mai moderne aeroporturi din țară. Am avut experiența de a merge și pe alte aeroporturi, mai ales în ultimul timp. Singura problemă pe care o are aeroportul din Bacău, sau e o problemă generală la nivel național, îl reprezintă politica companiilor aeriene de dezvoltare de noi rute. Eu vă asigur, așa cum am făcut-o de atâtea ori, de câte ori am avut ocazia, că aeroportul din Bacău își pune în practică aplicabilitatea și faptul că s-au atras fonduri europene în valoare și implementate de 76 de milioane de euro. Investiții în pistă, mărirea capacității portante și lungimea acesteia, extinderea acesteia, terminal și, dacă nu mă înșel,
se va finaliza, s-a finalizat o parte din el, sistemul de siguranță, și se va finaliza în septembrie complet un sistem de siguranță care să asigure aterizarea în orice condiții, în condiții de vizibilitate redusă pe aeroportul din Bacău, ceea ce face să fie extrem de performant. Noi ducem la nivelul aeroportului din Bacău o politică, haideți să nu zic agresivă, că în sală este și domnul președinte al Consiliului de Administrație și directorul general Radu Bezniuc, pe care îl rog să... Mai ales că să știți că e concetățean de-a dumneavoastră, este moldovean și a fost directorul Direcției Generale de Aeronautică din Moldova. Un om extrem de valoros, care l-am cooptat în echipa noastră de conducere și să știți că într-un timp foarte scurt a reușit să creeze rezultate când nimeni nu s-a așteptat. O să avem și alte surprize care nu le anunțăm aici, pentru că ține de politica internă a aeroportului din Bacău, dar doar vreau să spun că vor fi puse în valoare toate aceste investiții oportune și necesare pe aeroportul din Bacău. Nu în ultimul rând, avem investiții pe Direcția Generală de Protecție a Copilului și Asistență Socială. Deci un domeniu extrem de sensibil, un domeniu în care dacă nu ai pasiune și dacă nu ești empatic cu beneficiarul, ca să zic așa, fie că vorbim de copil, fie că vorbim de adult cu dizabilități, să știți că nu poți să faci față și nu poți să faci performanță în cadrul DGASPC-ului. Noi am pornit o amplă restructurare a sistemului din DGASPC și mă bucur să văd chiar în aceste momente în care ați văzut pe undeva prin presă, e un subiect sensibil, problema azililor, problema asistenței sociale. Noi am fost cu un pas înainte și am restructurat anumite activități, am relocat anumite activități și am externalizat, am dus în zona rezidențială, am relocat atât adulți cât și copii în zone moderne pe care o să le și vedeți, nu doar prezentate în imagini. Vreau să le vedeți dumneavoastră, să vedeți cam care este standardul de la nivelul DGASPC Bacău. Toate astea nu s-ar fi putut face fără fonduri europene. Deci asta este principala piesă pe care ne-am bazat, indiferent câte investiții am fi încercat să facem din fonduri proprii, nu am fi reușit să ajungem la o asemenea, să zic eu, cu modestie, dar și cu corectitudine, performanță. Pe de altă parte, nu în ultimul rând, investiții în infrastructură rutieră. Noi suntem în cadrul vechiului program POR, fonduri atrase de 41 de milioane de euro, dar vă spun că au mai crescut cu încă 3, pentru că s-au actualizat la nivelul anului 2023. Este un an final, un an de închidere acestui program și vă garantez că se va închide înainte de termen. Am reușit să facem de așa natură încât să unim, să avem un drum strategic care să unească Piatra Neamț de Vrancea către podul Turcului. Lucrarea finală, finalizarea acestei lucrări este undeva estimată la nivelul lunii octombrie, dar noi vom fi gata la începutul lunii septembrie. Am reușit să mobilizăm atât constructorii și acolo unde n-au corespuns constructorii, am reziliat contracte, tocmai ca aceste fonduri să nu fie pierdute sau eventual să nu suferim corecții pe ele. Am prezentat așa în mare cam ce este la nivelul județului Bacău. Președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, a subliniat că județul Bacău a obținut fonduri prin Programul Național de Redresare și Reziliență, PNRR, și alte componente de finanțare. Președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, a subliniat importanța modificărilor legislative care să faciliteze procesul de obținere a finanțărilor de contare și gestionare a fondurilor europene, atât în timpul implementării, cât și ulterior.
Prefectul județului Bacău, Lucian Bogdănel, a luat în vizor centrele rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, centrele rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități și cele destinate copiilor care funcționează în județul Bacău. În perioada 10-14 iulie, Corpul de Control, împreună cu reprezentanții ai Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău, Direcția de Sănătate Publică Bacău, Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Bacău, Direcția Sanitar-Veterinară Bacău și pentru Siguranța Alimentelor Bacău, Inspectoratul Județean de Poliție Bacău, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maior Constantin Ene Bacău au verificat 120 de centre rezidențiale din județul Bacău. Vreau să vă spun că preocuparea și interesul echipei social-democrate de la conducerea județului Bacău vis-a-vis de acest domeniu, de domeniul serviciilor sociale, a calității serviciilor prestate în aceste centre rezidențiale, nu este o preocupare care să dateze de o zi, de o săptămână sau de o lună. Ea datează de cel puțin un an de zile, toamna anului trecut. Și dacă fac o succintă incursiune în istoria recentă, cred că datează și de mai mult timp, pentru că nu pot să trec cu vederea sau să uit faptul că în 2019 prefectul de la acel moment, actualmente președinte al Consiliului Județean, Valentin Ivancea, a gândit o acțiune de control de fond pe acest domeniu de activitate, a serviciilor sociale și a centrelor rezidențiale, însă schimbarea de guvern petrecută în toamna lui 2019, care a antrenat și schimbarea prefecților din funcție, a făcut ca acest plan de control, început, pornit, să nu aibă deznodământul așteptat la momentul respectiv. După care a urmat pandemia, lucrurile au trenat și am venit în anul 2022, când, pe parcursul anului trecut, în contextul unor indicii, date, informații relevante cu privire la mai multe neajunsuri, hibe, dificultăți în funcționarea acestor centre rezidențiale și în calitatea serviciilor oferite la nivelul acestor centre rezidențiale, am decis ca prin ordin de prefect să constitui în septembrie 2022 o comisie mixtă de control pentru a verifica 17 astfel de centre rezidențiale private și de stat. Acesta este ordinul de prefect din septembrie 2022. Investiții consistente pentru comuna Helegiu. În ultima ședință a legislativului local, primarul comunei Helegiu, Ciprian Ene, a detaliat proiectele ce urmează a fi implementate în cadrul comunității. Mai multe detalii aflăm chiar în minutele următoare. Trecem la proiectul numărul 6, proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiții și rectificarea bugetului în 2023. Deci, dăm cuvântul domnului primar. Să vă spun despre ce... N-am făcut public pentru că am așteptat în primul rând ordinul de ministru pe care l-am și obținut săptămâna trecută. Comuna Helegiu face parte din cele 12 OAT-uri la nivel de județ care au fost eligibile pentru proiectul pe gaz. E vorba de acel proiect pe care o parte din consilierii de astăzi s-au opus acum câteva luni în urmă. Se pare că doamne, a ținut și cu noi și proiectul pe gaz este eligibil. Mi s-au arondat 12 milioane, înseamnă 120 de miliarde de lei. Ce sunt? Aia. Nu stați obșeriți, de aia sunt înregistrate. Sunt 12 milioane de lei eligibili pentru OAT Helegiu. Nu va fi o muncă simplă, pentru că noi avem experiența proiectelor mari și sunt luni, ani chiar pot să spun, în care te străduiești să obții avizii, să obții acorduri, să faci documentații, daliuri, SF-uri, până când începe practic execuția. Sunt încrezător că vom reuși să mișcăm cât mai repede căruța, mai ales că avem discuții deja purtate cu firma care ne va face faza de SF. Pentru că n-am avut bani suficienți prevăzuți în bugetul local în vederea încheierii contractului de achiziție a serviciilor de, pentru SF, documentație, obținerea vizei și celelalte, am identificat în bugetul nostru și așa mic câteva sume pe care le-am luat de la obiective pe care nu le-am început încă sau pe care nici măcar nu le vom începe, gen
microbuze școlare verzi, pentru că se derulează acțiunea la nivel de inspectoratul școlar și atunci nu mai organizăm noi. Am strâns 130.000 din trei obiective, bani care vor fi la nouă, de fapt nu e nouă, chiar prin să-mi divizăm, n-avea buget suficient, era buget de înființare sistemul gaz. Din discuțiile avute cu doamna Camelia Iacuboaie, cea care se ocupă de partea de SF, nu sunt bani suficienți, în cont că noi am cerut 35 de milioane, ca și... dar e un început. Sperăm ca, eu știu, undeva în primăvară să înceapă și execuția, dacă ne ajută Dumnezeu, pentru că avem parte din avize obținute, numai dacă le-ar ține și cont de denumirea proiectului, pentru că inițial a avut o altă denumire, acum nu mai țin cont neapărat de gazul inteligent. Dacă vă amintiți, discuția a pornit acum câteva luni urmă, exact de la situația asta, că noi aveam un proiect care nu era denumit gaz inteligent, și în ce nu e inteligent, dar amintiți acum. Așa, repede, sunt 12 comune din județul Bacău, de fapt nu doar comune, sunt și orașe, Dărmănești, Onești cu extindere. În zona noastră doar Berzunțul mai este eligibil, dar la ei e o problemă destul de gravă, pentru că banii pe care i-au arondat, tot 12 milioane, s-ar putea să nu le ajungă să ducă rețeaua de la nivelul Taslăului, că rețeaua principală, Transgazul, trece prin spatele caselor noastre de aici, pe sub pădure și este la Bălăneasa. Ei, gândiți-vă că sunt 5-6 km până în Berzunț ca să ducă rețeaua. Aici avem un avantaj noi, Transgazul are conduta chiar pe terenul nostru, terenul este concesionat, concesionat. Este proprietatea Consiliului Local, acolo în fața stânilor Nerică Iancu. Urmează să fim, de asta ne-am și urgentat ședința de astăzi pentru ca să transmitem și să facem iată achiziția pentru SF, facem SF-ul, urcăm în platformă, obținem avizele, certificat de urbanism și urmează ceilalți pași. Zilele trecute, prefectul județului Bacău, Lucian Bogdănel, președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, consilierul județean Vasile Budacă, împreună cu primarul comunei Dofteanu, Ioan Bujor, au verificat stadiul de implementare al proiectului de investiții, modernizare drum comunal DC131A, de la kilometru 0 la kilometru 2+500, comuna Dofteana, județul Bacău. Proiectul a fost implementat în parteneriat cu cei de la Consiliul Județean Bacău. Mai multe detalii urmăriți în imagini. Chiar mă bucur să văd că lucrările evoluează într-un mod rapid, văd mobilizarea constructorului, văd implicarea extraordinară a domnului primar, care, ca de obicei, ne arată ce înseamnă să fie un om gospodar și să ai și viziune. Faptul că legi un drum județean de un drum național și faci o cale care să ușureze circulația atât din comună și să legi drumul național de drum județean, chiar e important și deși această lucrare poate la prima vedere nu a părut atât de complicată, dar într-adevăr la ce văd acum lucrarea este complexă și văd că constructorul reușește într-un timp record să treacă peste toate greutățile unei lucrări de amploare și care are un grad de dificultate, trebuie să recunoaștem. Această lucrare nu ar fi fost posibilă fără finanțarea de la Consiliul Județean? Da, într-adevăr. Am niște priorități. Prioritățile înseamnă să am conectivitate între toate zonele, printre care și Dofteana, către drumul național și să știți că acest lucru se întâmplă la nivelul întregului județ. Pe tot ce înseamnă lucrări de investiții. Am cam de 3 ani de zile în ceea ce înseamnă infrastructura rutieră chiar o reprezentat, să zic așa, nu prima prioritate, prioritatea numărul 1, că prioritatea numărul 1 e sănătatea, dar infrastructura rutieră chiar face parte din planul Consiliului Județean de a asigura un confort pentru locuitorii județului. Astfel se poate spune că faceți o echipă bună cu primarul Ioan Bujor, nu? 100%. Pe lângă faptul că fac o echipă foarte bună cu primarul Ioan Bujor, pot să vă spun că mă onorează și cu prietenia dânsului. Și faptul că mă onorează cu venind din anumite zone dânsului, este vechi în administrația locală, eu mai nou, venit mai nou în zona politică, să știți că pentru mine reprezintă o onoare. Da, era un drum de pământ în urmă cu 8 luni și dintotdeauna a fost drumul ăsta de pământ.
așa, care face legătura între satul Seaca și satul Doftena, dar efectiv e drumul județean DJ116D și drumul național, pe o lungime de 2,5 km, care am hotărât ca să modernizăm acest drum pentru a deschide turismul în localitatea Dofteana. Întrucât terenul de aici, așa cum îl vedeți, atât pe partea cât și pe partea cealaltă, l-am trecut din extravilan, l-am trecut în intravilan și sper că în anul 2023 să avem toate avizele aprobate, toate avizele necesare, de așa natură să poți să dezvoltăm și să se construiască în această zonă, o vedeți cât este de frumoasă, să se construiască, de ce nu, chiar case de vacanță sau pensiuni și tot ceea ce trebuie pentru turismul din România. Se pare că parteneriatul dintre Consiliul Județean și Primăria Comunei Dofteana funcționează. Sigur, funcționează, dar ce se întâmplă? În momentul când noi am inițiat acest proiect, mai întâi am avut o discuție cu cei de la Consiliul Județean, dat fiind faptul că este destul de costisitor, iar Primăria Comunei Dofteana nu putea să acopere cheltuielile necesare, am fost nevoiți să apelăm la cei care ne conduce la Consiliul Județean, am obținut aprobarea Consiliului Județean și în aceste condiții noi avem partea noastră de cofinanțare, dumnealor partea dumnealor, și în anul 2023 noi îi vom da drumul să fie circulat și pentru oricine vrea să treacă dintr-o parte în cealaltă, din DJ în DN. Absorbim circulația din drumul național, care vor să treacă toți și trec și la ora actuală pe centrul localității, unde este sufocant, ca să poată să circule și pe partea asta pe care suntem noi acum. Dar, după cum observați, lucrările se desfășoară într-un ritm alert, ceea ce înseamnă că și Primăria Dofteana și antreprenorul lucrării sunt doi parteneri serioși și, sigur, asocierea Consiliului Județean, Autoritatea Administrației Publice Locale Dofteana, e proba că lucrurile se mișcă și investițiile se realizează în județul Bacău și e proba că munca în echipă cu oameni implicați și dedicați comunităților lor este cartea câștigătoare pentru investiții, pentru cetățeni în cele din urmă. Un parteneriat care funcționează de mult timp și funcționează cu succes. Funcționează de mult timp, funcționează cu succes și nu doar la Dofteana, pentru că, după cum știm, Consiliul Județean derulează astfel de parteneriate administrative și investiții în multe alte unități administrativ-teritoriale spre beneficiu cetățenilor și a comunităților respective. Polițiștii au fost sesizați cu privire la plecarea voluntară a numitei Grosu Gabriela Denisa, de 16 ani, din comuna Nicolae Bălcescu. Tânăra ar fi plecat voluntar de la domiciliu în seara zilei de 18 iulie anul curent și nu a mai revenit. Semnalmente, are o înălțime de aproximativ 1,55 m, greutate 42 de kg, păr șaten. La momentul plecării era îmbrăcată cu un hanorac de culoare roz, blugi negri și purta încălțăminte sport de culoare neagră. Cetățenii care pot furniza orice informații legate de această persoană sunt rugați să contacteze Poliția Municipiului Bacău la telefonul 0234-25656, Inspectoratul IPJ Bacău, telefon 0234-202-000 sau să sune de urgență la 112. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 20 iulie, cerul va fi parțial noros. Sunt posibile izolat să apară furtuni cu fulgere. Maxima zilei urcă până la valori de 31 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 17 grade Celsius. Vineri 21 iulie, cerul va fi parțial noros, cu o maxima zilei ce ajunge până la 30 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 17 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.